Fostul șef de SVSA Sălaj a fost condamnat cu suspendare pentru conflicte de interese. Curtea de apel Cluj s-a pronunțat asupra apelului făcut de către fostul șef al DSVSA Sălaj, Mircea Martin. Acesta fusese condamnat de către judecătoria Zalău în luna aprilie 2017. Potrivit sentinței publicate pe site-ul Curții de Apel Cluj, instanța admite apelul declarat de către Mircea Martin împotriva sentinței penale numărul 75 din aprilie 2017, pronunțată de judecătoria Zalău, pe care o desființează în parte. Curtea de Apel Cluj constată că, în concret și potrivit celor statuate prin decizia numărul 265 din 2014, pronunțată de Curtea Constituțională, legea penală nouă este mai favorabile inculpatului și că fapta săvârșită de acesta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese în formă continuată, astfel că stabilește în sarcina inculpatului pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese în formă continuată și amână aplicarea pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. În baza articolului 85 alineatul 1 din Codul Penal dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la serviciul de probațiune Sălaj la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Instanța clujană mai constată că inculpatul nu este supus niciunei decăderi, interdicții sau incapacități, ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită dacă nu a săvârșit din nou infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea mânării și nu s-a descoperit o cauză de anulare, menține în rest dispozițiile sentinței apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Sentința Curții de Apel este definitivă.